Copiii gimnaziului internat numărul 3 din capitală au fost surprinși în momentul în care educatoarea grădiniței împreună cu șoferul automobilului urcau copiii în mașină. Din imagini puteți vedea cum copiii se ajută între ei ca să încapă. În momentul în care este închisă ușa portbagajului, ei se apără cu mâinile. Inițial contactați telefonic, administrația internatului a confirmat că în mașina de teren se aflau copii din internatul numărul 3. Deci noi ieri am avut ca atare revelionul de anul nou. Da. Am sărbătorit sărbătoarea la Clubul Z. Deci de ce erau 20 de copii micuți în mașină? Deoarece era grădinița, pentru că nu putem să deplasăm. Deci am pus în mașină copiii cei mici, cei micuți, care și câte 2, care și câte 3, care și cum au nimerit și am dus la revelion. Și fix așa am adus și înapoi. În primul rând să fie uzi la picioare și în al doilea rând ca să nu răcească. Ajuns la internat, directorul Igor Sandler a refuzat să fie filmat și a negat că se face responsabil de transportarea copiilor la matineu. Eu nu știu, a fost responsabilă doamna Brădișteanu, domnișoara Brădișteanu. Credeam că dumneavoastră. Nu, eu am fost cu oaspeți acolo, mă departe, noi terminat la ora 5 ieri. Întrebată de directorul instituției, educatoare responsabilă, Natalia Brădișteanu, a spus că în mașină se aflau mai puțini copii decât au anunțat anterior și că nu vede nimic grav în cele întâmplate. Acolo, în grupă, ieri la matineu. Nu mai mult de vreo 12. 12 copii a fost la matineu. Și? E clar că nu a încăput în salonul din urmă. Rugați să comenteze incidentul, Ion Roșcovan, inspector în Poliția Rutieră Chișinău, a declarat. Ilegal, e încălcarea de transport a pasagerilor, mă înțelegeți cum? Este transportul de pasageri, e ilegal o transportat, sancționează conform contravențional încălcările acestea. În gimnaziu internat numărul 3 învață copii care provin din familii defavorizate, copii orfani și abandonați.